Bună ziua! Interviurile PS News continuă și l-am invitat alături de mine astăzi pe domnul Dumitru Nancu, director general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Bună ziua și vă mulțumesc din nou pentru prezență! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Discutăm despre programul IMM Invest, un program cu care ne putem lăuda? Da, cu care ne putem lăuda și cu care, și despre care așa, avem noutăți astăzi. Și a făcut, să zic, încă o dată cifrele ne arată că e un program de succes și un program care a intrat în ultima etapă de implementare, etapa 4-a, care constă în plata de către guvern a subvenției către întreprinderile mici și mijlocii, adică dobânzile scutite, Comisionul de Garantare și de Risc. În acest moment, programul IMM Invest ca cifre a ajuns la 13.100 de credite aprobate de către instituții financiar bancare. Din câte aplicări? Suma sunt 67.000 de întreprinderi mici și mijlocii care au aplicat în cadrul programului IMM Invest. Ca sumă, să vedem importanța acestui program, în acest moment s-au plătit, deci injecții de capital, credite în valoare de 11,3 miliarde, deci vorbim de 1% din produsul intern brut, și astăzi se împlinesc chiar 3 luni de când a început, să zic, înscrierea în programul IMM Invest. Au fost 3 luni dificile? Exact, 3 luni foarte grele în care FNGC IMM a răspuns și colaborează cu 21 de bănci. Vă dau un exemplu, în departamentul garanției, cei care asigură, să spun, interfața cu băncile, lucrează în jur de 100 de persoane, iar numai Banca Transilvania pe IMM Invest are 1300 de angajați care lucrează doar pe acest program. Din punct de vedere al cifrelor, așa cum am spus, în luna august o să plătim dobânzile și comisioanele de risc și comisionul de garantare către instituțiile financiare bancare în contul întreprinderilor mici și mijlocii, și din cei 161 de milioane de euro pe care Comisia Europeană i-a aprobat pentru România, putem spune că am consumat 32%. Deci o treime din bugetul pe ajutor de stat s-a consumat. Din punct de vedere al plafonului de 15 miliarde aprobat de Comisia Europeană, și aici am depășit în 3 luni, practic nu sunt 3 luni, că a durat o lună până s-au înscris pe platforma IMM Invest. Deci în etapa a doua, primele credite, să spun, s-au dat la sfârșitul lunii mai. Deci, practic, iunie și iulie putem vorbi de luni pline. Luni în care, practic, da, practic am mers în contul întreprinderilor mici și mijlocii. Deci putem spune în acest moment că noi am făcut, să spun, am întrebat toate băncile, cele 21 de instituții bancare, dacă am vrut să facem o realocare la 31 iulie. Din cele 21 de bănci, toate ne-au răspuns că consumă plafonul de 15 miliarde, iar 10 bănci, instituții financiare bancare, ne-au solicitat încă 8 miliarde ridicare de plafon. Acest lucru vine chiar în contextul în care Guvernul României a notificat din nou la Comisia Europeană luna trecută și luni ne-a venit aprobarea pentru modificarea programului IMM Invest, pentru îmbunătățirea lui. Primul lucru care a cerut guvernul este majorarea plafonului de la 15 miliarde la 5 miliarde, deci la 20 de miliarde, deci cu 5 miliarde creștem plafonul pe IMM Invest, o să avem 20 de miliarde. Și va fi prelungită și perioada? Perioada de a doua modificare, așa cum a spus și dumneavoastră, știți foarte bine că în prezent programul IMM Invest prevede ca ajutorul de stat, adică dobânzile și comisioanele de garantare și de risc, comisionul de risc, suportate de către guvern, erau până la 31.12.2020. Guvernul a solicitat și avem aprobarea să fie 8 luni din momentul în care semnează contractul de garantare, deci practic și cel care semnează, să spun, în ultima zi a anului, are încă 8 luni pentru a consuma ajutorul de stat. Iarăși un lucru pozitiv, direct proporțional cu plafonul, de la 161 de milioane de euro cât a fost aprobat ajutorul de stat, România a obținut încă 50 de milioane. Deci, practic, avem 200 de milioane de euro ajutor de stat. A treia modificare,
pe care România a obținut-o pe IMM Invest este faptul că știți foarte bine la micro-întreprinderi, acele întreprinderi care au între 0 și 9 angajați, capitalul de lucru era maxim 500 de mii, iar capitalul de investiții 10 milioane de lei, pot accesa începând de săptămâna viitoare, când guvernul va da ordonanță de urgență pentru modificare, pot accesa și 5 milioane de lei. Adică, practic, de 10 ori mai mult cât aveau acum nevoie pentru capital de lucru. Dacă, vă dau un exemplu, micro-întreprinderea era eligibilă la bancă și putea accesa un capital de lucru de 1 milion, să zic, nu putea pentru că prin norme era până la 500 de mii. Deci, practic, venim iarăși în sprijinul micro-întreprinderilor, cele care au până 9 angajați. Întreprinderile mici, cele între 10 și 49 de angajați, pe capital de lucru aveau maxim 1 milion de lei. Am obținut derogarea de la Comisia Europeană ca și ele să poată să acceseze 5 milioane de lei. Deci, practic, am uniformizat și tot ce înseamnă întreprindere mică și mijlocie are în acest moment aceleași facilități. Maxim 5 milioane capital de lucru, maxim 10 milioane investiții. Deci sunt niște modificări pe aprobate de Comisia Europeană, notificate. Guvernul va veni cu o ordonanță de urgență săptămâna viitoare, prin care programul... Și practic de săptămâna viitoare, sunt norme tranzitorii, adică cei care au accesat până acum se va face act adițional, astfel încât să dăm posibilitatea tuturor micro-întreprinderilor cu acest real sprijin acordat de către Guvernul României. Discutăm și despre programul Noua Casă, care știm că va fi funcțional începând cu 15 august, astăzi, acolo unde chiar... au fost foarte multe întrebări. Da, și v-aș ruga, dacă tot sunteți astăzi prezent alături de noi, să ne lămuriți puțin ce prevede programul Noua Casă, noul deci, program. Practic, există o regulă, o axiomă, îi spun eu, în economie, că în moment de boom economic, guvernul sau statul trebuie să intervină în economie cu măsuri prociclice. Da? E, când ești în recul economic, în scădere, cum suntem în România și cum este economia mondială, guvernul, statul trebuie să intervine cu măsuri anticiclice. Ce rezultă? Că toate șocurile, în aceste șocuri în economie, trebuie temperate prin măsuri guvernamentale. Programul Prima Casă, despre el este vorba, până în 2019, era clar că acest program a fost o măsură anticiclică în 2009, deci guvernul a intervenit pe piața imobiliară, da? Și a lansat acest program, care și-a dovedit și își dovedește în continuare, să spun, succesul. Până în momentul de față, la 31 iulie, prin programul Prima Casă, actualul Noua Casă, s-au acordat 298.000 de credite. Deci 298 de familii, de mii de familii de români au putut să-și achiziționeze o locuință. Ca garanție au fost 29 de miliarde. Iar credite acordate de către bănci, 41 de miliarde. Sunt niște cifre, bani injectați în economie. Ok. Știți foarte bine că în luna martie Parlamentul a venit, ca și pe IMM Invest, că și acolo am avut, guvernul dă ordonanțe de urgență, ajung în Parlament, în care pur și simplu sunt măcelărite, programul Prima Casă, care funcționa, a fost schimbat printr-o lege aprobată de Parlament. O lege care nu putea să fie aplicată. Vă dau un singur exemplu. Erau limitate ca cei care accesează programul Prima Casă, nu puteai să accesezi Prima Casă românii care au un venit mai mare de 4.000 de lei pe persoană, iar pe familie 7.000 de lei. Vă spun că în București nu exista sau un marele... Da, deci era clar că se stabilea, devenea un program nu social, un program care nu era implementat. Pe lângă faptul că acest program a fost pur și simplu blocat în luna martie, am venit și guvernul a reconstruit programul Prima Casă din temelii, în sensul că în acest moment sunt și semnale pe piață. De exemplu, ultimele date ale Institutului Național de Statistică arată că suprafața locuibilă în România pentru predată spre în anul 2019 este cea mai mică din Uniunea Europeană și în ultimii 20 de ani. Vă dădeam exemplu mai devreme, 63 de metri pătrați. Știți ce înseamnă conform legii locuințe 63 de metri pătrați? Înseamnă o garsonieră.
E, de ce s-a întâmplat lucrul acesta? Și vorbeam mai devreme de măsuri anticiclice, pentru că toți dezvoltatorii imobiliari și adaptau locuința la programul Prima Casă. Pentru că prin programul Prima Casă, știți foarte bine, se acorda un credit maxim de 69.000 de euro, da, pentru locuințele noi și 58.000 de euro pentru locuințele vechi. Deci era clar că nu se mai putea continua. Acest program nu mai era nici din punct de vedere al reglementărilor, dar nici din punct de vedere al pieței. Și al doilea, există două tipuri de da, și intervin și explic ce se întâmplă practic. O să vedeți că vă este rog, da. Iarăși pe lângă IMM Invest sunt niște măsuri în economie anticiclice. Deci răspundem necesității de capitalizare a economiei, pentru că aceste sume de bani, noi, guvernul nu folosește decât o garanție nume și constat. Adică nu sunt bani, banii sunt banii deponenților, sunt banii băncilor. Un al doilea semnal, că de-aia am spus că guvernul trebuie să acționeze în funcție de șocurile din economie. Al doilea aspect care a stat și ne-a fundamentat această măsură anticiclică este faptul că pentru în ultimii 20 de ani, da, s-au predat, adică locuințe predate, oferta a crescut foarte, foarte mult și vă spuneam că în 2019 au fost livrate 67.500 de locuințe. Cu 10% mai mult din anul 2008 spre 2009. Ce a fost în 2008-2009? Începutul crizei. Deci, practic, oferta este foarte mare, iar cererea este blocată. Guvernul ce a făcut? A venit și a completat programul Prima Casă, numindu-l programul Noua Casă. În ce se s-a completat? Se acordă două tipuri de credite, cum bine a spus și dumneavoastră, pentru locuințele vechi și pentru locuințele noi, adică acele locuințe care au fost predate până în ultimii 5 ani de zile, de maxim 70.000 de euro, cu garanție nume și constat 50%, da? Deși pentru locuințe noi, și cu un avans de 5%. Da? Deci, practic, am completat. Exista această măsură, deci vechiul program Prima Casă rămâne cu măsura mai mult de atâta. Am eliminat, că știți, pentru casele vechi erau 59, am ajuns la 70.000. Deci, și pentru ce ați mărit plafonul? Nu s-a mărit plafonul, pentru a rămas pentru, și pentru vechi și pentru noi 70.000, cum eram pe Prima Casă. Doar că am completat pentru acei beneficiari. Da, care își permit, au venituri, pentru că solvabilitatea o face banca, au venituri mai mari să-și poată să-și lua o locuință de între 70.000 și 1 euro până la 140.000 de euro. Dar, repet, aici doar pentru locuințele noi, da, doar dacă te încadrezi și crește avansul, avansul este de 15% față de 5% cât este pe actualul program Noua Casă, deci menținem și acea măsură, deci facem o simplă completare. Și garanția nume și constat este 60%. Facem un calcul, deci avem în continuare 70.000 cu 5% avans și avem 140.000 pentru cei care chiar au, care vor să-și iau o locuință mai mare. Nimeni nu pune de faptul că deja economiile se îndreaptă spre work team, spre lucru de acasă. Deci, practic, avem nevoie de locuințe mai mari. Iar România, în România și tot studiul INSE arată că România, locuințele românilor sunt cele mai suprapopulate pe metru pătrat. V-am dat și exemplu. Și practic acest program oferă, da, celor care au posibilitatea și dezvoltatorilor să construiască locuințe mai mari. Spunea, era o teorie de unii analiști că vor crește. N-au cum să crească prețurile. De ce n-au? Pentru că, v-am spus, oferta și cererea rămâne aceeași cerere, pentru că lăsăm programul și pentru cei care nu se încadrează și se încadrează la 70.000 de euro, da? Dar completăm pentru cei care au venituri mai mari și până la urmă banca este cea care îți acordă un credit. O bancă nu o să-ți dea un credit mai mare ca să-ți iei o locuință mai mică. Deci să nu ne așteptăm la creștere pe pentru că, piața imobiliară. Deci v-am spus, de șocurile în economie vi le-am explicat. Deci oferta în acest moment seamănă, e cu 10% mai mare cât a fost în 2008-2009. Deci în acest moment piața reglează prețul, nu reglează... Guvernul doar vine cu această măsură anticiclică. Astăzi s-a publicat în Monitorul Oficial
Săptămâna viitoare intră normele de aplicare prin hotărâre de guvern. Deci, după 15 deci la 15 august se pot aplica. Vă dau un exemplu. Pe programul prima casă transformată în noua casă, plafonul de garantare era 2,1 miliarde. S-au consumat 415, deci practic mai rămâne un plafon de 1,6 miliarde pentru garanțiile. Până la sfârșitul anului. Discutăm și despre programul IMM Leasing, că știm că și acolo companiile pot accesa exact. Credite. Exact, iarăși o noutate. Pentru a achiziționa echipamente. Întrebarea mea este, există un anumit număr de echipamente pe care le pot achiziționa? Trebuie să se încadreze într-o anumită sumă? Sau aici, la fel, este una din a treia măsură implementată de către Guvern, Ministerul Finanțelor Publice și Fondul Național de Garantare, măsura anticiclică, cum am spus, din Planul Național de Investiții și Relansare Economică. Ce urmărim, cu ce vine IMM Leasing? Și aici s-a publicat săptămâna trecută ordonanța de urgență, săptămâna aceasta, cel târziu, săptămâna viitoare, intră normele, hotărâre de guvern de aplicare a normelor. Aici suma pe care poate aplica un IMM este de maxim 5 milioane de lei, da? Cu garanție, nume și constat, două tipuri de garanții. Pentru firmele care activează în domeniul IT și tehnologia informației este 80% garanție, nume și constat, din 5 milioane maxim, adică 4 milioane de este garanția nume și constat și 60%, scuzați-mă, adică 3 milioane de lei pentru celelalte tipuri de întreprinderi mici și mijlocii. Iarăși, guvernul a reacționat în urma unor semnale venite din piață. Știți foarte bine că întreprinderile mici și mijlocii din România sunt cele mai slab capitalizate din Uniunea Europeană și guvernul a venit prin IMM Invest, care am încercat să capitalizăm, să bancabilizăm economia și nu pot participa la tot ce înseamnă lucrări de infrastructură pentru că n-au echipament. Da? În momentul acesta, prin IMM Leasing, încercăm să rezolvăm problema de utilare a întreprinderilor mici și mijlocii, în sensul că permite să achiziționeze aceste echipamente, inclusiv echipamente noi, inclusiv echipamente second hand. Cum vor ști că vor fi folosite și, într-adevăr, au nevoie de acele echipamente? Cum vom ști asta? Că poate, nu știu, omul altceva. Nu se poate altceva, pentru că sunt niște norme clare. Noi, după publicarea normelor, se vor face convenții de, ca la IMM Invest, cu băncile sau cu instituțiile financiare care acordă leasing, e istorie, în sensul că avansul este zero, nu există program de leasing cu avans zero, da? Dobânzile sunt subvenționate 50%, ca la IMM este 100%. Aici avem 50% subvenție de la bugetul de stat, adică de la guvern, și banca sau instituția financiară este cea care decide asupra acordării leasingului, pentru că este un leasing financiar, proprietarul până la perioada de 6 ani, deci perioada leasingului este de 6 ani, este instituția financiar-bancară. Deci ei sunt cei care acordă, dau în folosință acel bun, iar guvernul vine și garantează, deci cu garanție. Deci banca răspunde. Da, el răspunde și bineînțeles că ei sunt cei care urmăresc bunul, că el își atinge utilitatea. Dar, repet, este o mare nevoie că IMM-urile au nevoie de echipamente, de utilaje. Deci este doar pentru echipamente și utilaje. Ce sumă este acordată acestui program? Deci 5 milioane per întreprindere mică și mijlocie, iar plafonul de garantare este 1,5 miliarde. Ar putea fi prelungit acest program? Ați luat în considerare? Nu știu, păi el va fi pe 6 ani de zile. Pe 6 ani, ca și IMM Invest, toate măsurile anticiclice care le ia guvernul sunt pe 6 ani. Se merge pe 6 ani. Programul e în linie dreaptă, așa cum v-am anunțat pe 15 august, de pe 15, că intră o sâmbătă, deci de luni încep instituțiile financiare să primească cereri pentru leasing. Nu va mai fi o platformă ca la IMM Invest, deci asta se duc direct. Asta vreau să vă și întreb, cum poți aplica? Deci, care sunt pașii? Orice întreprindere mică și mijlocie care are nevoie de un echipament sau un utilaj, un mijloc de transport, marfă, deci nu se vor lua mașini sau alte. Și se adresează firmei de leasing.
firma de leasing cu care noi avem o convenție va acorda în condițiile programului care le-am spus mai devreme acel leasing. Deci firma de leasing trebuie să aibă o convenție, da, cu statul. Da, o convenție care modelul convenției va fi publicat în Monitor Oficial, aprobată prin ordinul Ministrului Finanțelor. Și apoi se merge la bancă. Se merge la bancă ca la programul Prima Casă. Aici am ales. Deci aici se continuă cu discuția programul cu banca. Noua Casă. Da, deci banca este interfața între fond și firma și întreprinderea mică și mijlocie. Cam cât ar dura până când banii intră efectiv în cont? Și la leasing, așa un calcul cam cât se merge pe leasingul financiar, deci un dosar de leasing se aprobă mult mai repede cât un program de cât un credit bancar, pentru că aici e clar nu sunt condiții de vechime al firmei. Aici e clar că vine guvernul și garantează 60 sau 80%. Deci noi sperăm ca tot așa în jur de 5 zile să dureze aprobarea unui dosar de leasing. Aveți în vedere și alte viitoare proiecte? Factoring-ul și scontarea, care este, cum îi spunem noi, creditarea creditului comercial, este în linie dreaptă. Ordonanța de urgență a fost aprobat deja de Guvernul României, memorandumul prin care a fost aprobată schema de factoring și de scontare. Factoring se referă la facturi, deci orice întreprindere mică și mijlocie care are facturi neîncasate mai vechi de până în 360, un an de zile, se poate prezenta unei instituții financiare de regulă la bănci cu acea factură. Statul, guvernul va garanta, nu garanție nume și constat, 50% avem aici, maxim 70.000 pe factură și maxim 10 milioane per tot beneficiar. Iar la scontare, adică bilete la ordin, instrumente financiare, cambii, avem 500.000 per instrument financiar și la fel suma maximă per beneficiar, per cel care accesează schema de factoring, este tot de 10 milioane. A fost aprobată prin memorandum 12 milioane, dar în ordonanța de urgență mergem cu 10 milioane per beneficiar. Și aici a fost notificată Comisia Europeană, pentru că, așa cum am spus, guvernul sprijină prin aceste instrumente, fiind o subvenție, fiind o garanție nume și constat, este un ajutor de stat și aici avem în vedere să subvenționăm dobânda. Iar ultimul program, deși aici suntem în linie dreaptă, programul va deveni operațional la 1 septembrie, pentru că așteptăm ca la IMM Invest notificarea Comisiei Europene. Pe IMM Leasing nu este pe cadru temporar, ajutorul de stat se acordă pe regula de minimis, adică per beneficiar nu depășind 200.000 de euro, nu se mai face notificarea Comisiei Europene, se notifică doar Consiliul Concurenței. Și ultimul program care deja, și aici avem acordurile, să spun, informale ale finanțatorilor. Știți foarte bine că guvernul a aprobat săptămâna trecută o ordonanță de urgență prin care 1 miliard de euro vor fi puși granturi la dispoziția întreprinderilor mici și mijlocii de către Comisia Europeană. Sunt cele trei tipuri de granturi. Orice întreprindere care nu a avut angajați la 31 decembrie beneficiază de un microgrant de 2000 de euro. A doua categorie, granturi pentru capital de lucru, în valoare de maxim între 2000 de euro și 150.000 de euro. Și a treia categorie, care a fost bugetată cu 550 de milioane de euro de către Comisia Europeană, deci bani de la Uniunea Europeană vorbim, este investiții făcute de către IMM-uri în pragul între 50.000 de euro și 200.000 de euro. Din septembrie? Ordonanța de urgență a fost publicată, ghidurile vor fi, sunt în apanajul, este apanajul Ministerului Economiei, Departamentul de Întreprinderi Mici și Mijlocii se vor ocupa de aceste granturi, sunt bani europeni, din cei 80 de miliarde care i-a anunțat că ia are România. Aici, iarăși, guvernul vine și răspunde unei mari probleme cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii. Problema întreprinderilor mici și mijlocii și a României, ceea ce înseamnă absorbția fondurilor structurale, a fost cofinanțarea. Deci, banii europeni sunt pe principiul decontării, adică întreprinderea mică și mijlocie trebuie să aibă bani de cofinanțare și pe toate granturile cofinanțarea este 15% pentru toate categoriile de IMM-uri, cu excepția București-Ilfov, care cofinanțarea este 30%, pentru că intră în obiectivul de convergență. București-Ilfov e o zonă mai dezvoltată. E, aici ne-am gândit
să accesăm ca guvernul să vină în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii, oferindu-le un credit punte. Deja suntem în discuții și avansate cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, BERDU. Fondul Național de Garantare va accesa un credit de 250 de milioane de euro. Îi garantăm cu garanții în nume și cont propriu. Deci nu mai mergem pe garanție de stat, mergem pe garanția Fondului Național de Garantare, astfel încât să venim cu o finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii, să oferim un credit punte, în condiții, vă dați seama, avantajoase, condițiile date de BERD sunt condiții mult mai avantajoase, astfel încât că întreprinderile mici și mijlocii să poată accesa acest miliard de euro, pentru că altfel nu există, ele nu sunt bancabile în momentul acesta, n-au cum să acceseze aceste fonduri. Deci, practic, ne-am gândit la un instrument prin care să accelerăm rata de absorție și pur și simplu să venim în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii. Și vă dau un exemplu. Orice întreprindere va putea depune, cred că de la 1 noiembrie e un termen rezonabil, până apar ghidurile, așa, un proiect. Vă dau o sumă, 100.000 de euro. Se duce la organismul intermediar, care ori sunt agențiile de dezvoltare regională sau agențiile pentru IMM-uri, sunt cele teritoriale, depun documentația. Organismele intermediare sunt cele care aprobă finanțarea, iar în momentul în care dosarul este aprobat de către organismul intermediar, da, se transmite Fondului Național de Garantare, care va acorda un credit punte pentru întreprinderile mici și mijlocii. Cât era finanțarea? De 100.000 de euro. Fondul Național de Garantare va plăti toți furnizorii, cei care sunt în proiectul respectiv, după care organismul intermediar cu Fondul Național de Garantare va închide pe 85%, care e sumă nerambursabilă, deci banii sunt returnați fondului ca să ne închidem cu BERD-ul, iar diferența de 15% sau 30% va rămâne un credit acordat de către guvern prin Fondul Național de Garantare pe perioada de 10 ani. Și astfel, aplicarea se va face online? Da, deja prin Ministerul Fondurilor Europene este online prin aplicația MySmith, deci practic toate vor fi online. Domnule Nancu, din păcate nu ne mai permite timpul. Vă mulțumim pentru prezență și vă mai așteptăm cu dragă. Și eu vă mulțumesc. Mulțumim.